ca albă și spiritoși. Odată, un om a ajuns până la polul nord și a prins un pui de urs polar. A vrut să-l ducă în dar țarului. Pe drum, în pădure, l-a prins noaptea și a căutat găzduire la pădurar. Te rog, găzduiește-ne peste noapte, spuse omul, fiindcă nu avem unde nopta. Este în regulă, da, trebuie să te mulțumești cu un loc mai mic, nu foarte confortabil pentru că vom fi mulți, îi răspunse pădurarul. În data de 5 aprilie este ziua spiritușilor pădurii, a trolilor și, din păcate, distracția are loc în casa mea. Așa că omul s-a adăpostit în cămară, iar ursul se băgă sub laviță și adormiră. Seara sosiră trolii. Erau foarte mulți și erau de toate formele și mărimile. Se vânzoleau încoace și încolo, făceau hărmălaie, întocmai ca și copiii când se distrează. Unul dintre ei zări blana albă a ursului și a crezut că este o pisică albă. Atât l-a zgândărit trăgându-l de mustăți, de urechi, de blană, până când ursul furios ieși de sub laviță, gata, gata să-i înhațe, iar trolii speriați o luară la fugă. În anul următor, înainte de a se hotărâ să se adune iar în casa pădurarului, l-a întrebat dacă mai are pisica cea mare. Bineînțeles, îi prostia acesta, iar între timp i s-au născut 7 pisoi care sunt chiar mai mari și nemiloși decât aceasta. Nu mai are rost să vă spun că trolii nu au mai apărut niciodată în casa pădurarului, de frică să nu-i mănânce pisica cea mare.